că aș vrea să anunț oficial faptul că domnul Avramga este este candidatul Partidului Conservator la primăria Câmpia Tuzii. Eu cred că alegerea pe care noi am făcut-o este o alegere corectă, este o alegere bună. Se înscrie, de fapt, în ceea ce se întâmplă, de fapt, și în țară și ceea ce am trăit astăzi, care sper să fie un început a ceea ce trebuie să urmeze. Eu vă mulțumesc, n-aș vrea să vă mai țin foarte mult. Mulțumesc pentru atenție. Îi dau cuvântul domnului Avramga, care de fapt este figura centrală a întâlnirii noastre de astăzi, el fiind candidatul, cum spuneam, al Partidului Conservator la primăria Câmpiei Tuzii și eu sper din tot sufletul și cu toată sinceritatea viitorul primar al Câmpiei Tuzii. Mulțumesc, domnule senator. În primul rând, aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor care au acceptat să facă parte de pe lista de consilier local și nou consiliu local al municipiului Câmpia Tuzii. Vreau să informez opinia publică, îmi dau seama că o să preiau municipiul Câmpia Tuzii într-o perioadă foarte dificilă, în care oamenii de la meciul Câmpia Tuzii aproape că și-au pierdut locurile de muncă. Câmpia Tuzii n-a reușit să atragă investitori suficienți pentru a oferi locuri de muncă și avem tot mai multe probleme în Câmpia Tuzii. De aceea, programul nostru este de a atrage cât mai mulți investitori în municipiul Câmpia Tuzii. Pentru aceasta am discutat cu conducerea Mecel, le-am propus ca majoritatea spațiilor din interiorul Mecel Câmpia Tuzii să fie închiriate, ca eu să pot să atrag investitori în Câmpia Tuzii. Am reușit până în acest moment să aduc o societate comercială care a vizionat și în foarte scurt timp va face propunerea pentru Mecel pentru a închiria o hală, pentru a face producție în Câmpia Tuzii. Noi, Partidul Conservator și eu personal, cred că în Câmpia Tuzii, în perioada următoare, în mandatul de 4 ani pe care o să-l am, încercăm să atragem peste sau până la 3.000 de locuri de muncă sau în mandatul de 8 ani de zile pe care sunt ferm convins că o să-l avem împreună cu colegii. Deci aceasta este prioritatea numărul 1 pentru noi, locurile de muncă. Având în vedere relațiile pe care le am externe, o să-mi pun la dispoziție toate aceste relații pentru a reuși să aducem cât mai mulți investitori în Câmpia Tuzii, ca cetățenii municipiului Câmpia Tuzii să poată să aibă unde să muncească, să nu mai fie nevoit să plece din țară. A doilea lucru important pe care îl propunem și o să realizez în cel mai scurt timp după ce o să ajung primarul municipiului Câmpia Tuzii, readucerea electrică, gaz și ANAF înapoi. Nu mi se pare corect ca societățile comerciale să facă zilnic drumuri la Turda. Pentru ce? Pentru că și noi suntem plătitori și noi plătim la buget. Este o greșeală pe care a făcut-o guvernarea PDL și sper ca noi, noua guvernare USL, să reușim să redăm și sunt ferm convins că vor reda oamenilor tot ce au pierdut. Pentru că noi nu suntem o comună, nu tindem, cum au făcut colegii noștri din PDL, să aducă Câmpia Tuzii la statutul de comună și eu vreau să fim un municipiu, un municipiu model pentru România din toate punctele de vedere. Al treilea lucru important pentru noi este izolarea termică a blocurilor. Dacă vă aduceți de aminte, în mandatul trecut, când am candidat de primar, foarte, și vreau să mulțumesc pe această cale tuturor cetățenilor care m-au votat și atunci și sunt ferm convins că de data asta o să mă voteze mai mulți oameni și o să ne voteze pe noi. Izolarea termică a blocurilor pentru mulți dintre contracandidații mei era un vis. Sau spuneau, Avram nu se poate să ducă niciodată la îndeplinire pentru că nu există legislație. Vreau să vă spun că în acești 4 ani de zile, toate primăriile mari din România, toți primarii care au dorit să facă ceva pentru oamenii lor, au izolat termic blocurile și au rezolvat această problemă a oamenilor. Oamenii au început să devină săraci, nu pentru că ei nu sunt pregătiți, nu pentru că nu sunt harnici, pentru că guvernul care au condus România în această perioadă i-a dus pe oameni spre sărăcie, iar nici în un moment nu s-au gândit să facă ceva benefic pentru ei. Izolarea termică a blocurilor și a caselor din Câmpia Tuzii consider că este o prioritate, decât să dăm banii pe sensul giratorii, decât să facem o fântână arteziană cu 120.000 de euro, cred că era benefic să facem proiecte necesare, iar pe urmă să atragem fonduri europene. Sunt foarte mulți angajați la primărie, în biroul de
atragerea fondurilor europene, vreau să vă spun că ei, probabil, și pe această cale vreau să spun că în primăria municipiului Câmpia Turzii sunt oameni foarte bine pregătiți. În primul rând, aș dori să ofer angajaților din primărie toate condițiile necesare. Iar pe urmă, oamenii care vin în primăria Câmpia Turzii să se simtă foarte bine, să aibă condiții, să-i primească angajații cu drag, iar noi, cei care vom face parte din conducerea primăriei Câmpia Turzii și angajații, să ne simțim ca într-o familie. O prioritate este ajutorarea tuturor cultelor religioase din Câmpia Turzii și aici mă refer la un traseu ecumenic, cu fiecare biserică avem la dispoziția primăriei Câmpia Turzii un autocar, să facem un traseu ecumenic cu fiecare biserică, o dată pe an, o biserică să poată să ne... să facem ceva pentru pensionarii, pensionarii din Câmpia Turzii. Pe urmă, susținerea sportului din Câmpia Turzii este din nou o prioritate pentru noi. S-au încercat și se încearcă lucruri pentru a aduce tinerii din barul, de la internet, o parte dintre ei, dintre tineri, cu regret vă spun, și din Câmpia Turzii au început să se drogheze, poliția a făcut toate demersurile și au stopat în mare parte acest fenomen. Noi vrem să oferim tinerilor din Câmpia Turzii posibilitatea să facă sport în Câmpia Turzii și, asta, și acest lucru va fi o prioritate. Din nou, sub traversarea pe sub calea ferată, este o prioritate pe care o am în mandatul meu. Am promis și data trecută, a fost prezent domnul ministru Orban. Sunt ferm convins că o să am înțelegere suficientă ca banii să fie alocați nu de la primăria municipiului Câmpia Turzii, ci de la CFR Infrastructură. Cam astea sunt în mare ideile pe care le am și ceea ce vrem să facem pentru municipiul Câmpia Turzii.